în mâinile preamăritei tale milosiviri. O, Doamne al meu, îți încredințez sufletul și trupul meu, simțurile și vorbele mele, cugetele și gândurile mele, faptele mele și toate mișcările trupului și sufletului meu, intrarea și ieșirea mea, credința și viețuirea mea, trecerea și sfârșitul vieții mele, ziua și ceasul ultimei mele suflări, moartea mea, adormirea sufletului și a trupului meu. O prea milostive, Doamne, care cu bunătatea și nerăutatea Ta acoperi păcatele întregii lumi, Tu pe mine, care sunt cel mai păcătos dintre toți oamenii, mă primește în mâinile Tale și mă izbăvește de tot răul. Curăță mulțimea fără de legilor mele, îndreptează viața mea cea rea și ticăloasă. Ferește-mă de căderile în păcat ce vor să vină, că niciodată să nu mâni iubirea Ta de oameni, cu care acoperi neputința mea de diavol, de patimi și de oamenii cei răi. Prevrăjmașii mei cei văzuți și nevăzuți, întoarce-i și pe mine mă călăuzește pe calea cea mântuitoare, ca să ajung la Tine, limanul dorințelor mele. Dăruiește-mi sfârșit creștinesc, cu pace și nerușinat. Păzește-mă de duhul răutății, iar în fricoșata judecată, milostiv fii robului Tău și mă numără cu oile cele binecuvântate de-a dreapta Ta, că împreună cu ele, pe Tine, Creatorul meu, să Te slăvesc în veci. Amin.